Salutare, prieteni, și bine v-am găsit la un episod de Assassin's Creed 3. Să continuăm, dragi prieteni, suntem în urmărirea lui domnul Charles Lee și nu știu nici cauza să vede așa nasol. Cred că în patiu lumină, așa, în bacea sale, nu știu, nu vedeam bine. Parcă se vede ceva ciudat, se vede așa un blur. Nu știu dacă l-observați și voi. Ciudat. Ciudat. Hai să-i dăm să zacă. Suntem foarte aproape de final, prieteni, nu mai avem mult, vreo 5 episoade maxim. Pentru că nu o să mai completez challenge-urile alea pe care le mai aveam eu. Sunt vreo câteva challenge-uri, ia să ne și uităm. Sau nu mai ies, nu mai pot să dau acolo să văd challenge-urile, de ce în cauză? Pare interesant. Nu mai pot să dau acolo sus, vedeți? Pare nu le mai pot face acum, că a trecut ceva timp, probabil și asta. Abar nu am, oricum n-aveam de gând să le fac, erau destul de nasoale și plictisitoare în același timp și chiar nu are rost să ne pierdem timpul cu astfel de chestii. De asta o să continuăm cu main quest-ul ca să fie treaba și trebuie să intrăm aici? Cred că da. Care e că da, brodere. Opa! Dar trebuie să intrăm prin tuneluri, pentru că așa vom ajunge acolo. Ce muzică! Horror! Mă, eu nu văd nimica, că vine soarele fix în ochi. Mama, e și soarele rău, că eu filmez dimineața și nu prea filmez dimineața, sincer. Ia uite! Un nebun aici. Connor. I'm glad you to see. This tunnel will take you into the military district. And the admiral. He waits for you to light the signal. And then the strike begins. And we will be there as well. Ok. Să-i dăm să zacă, brodele. Elegantos, Kislianos. Opa. Oh, salutare, prietenaș. Mama, remain undetected. Signal, 2 minute, mama, 2 minute, hai să ne grăbim. Da, faza că să rămânem nevăzut va fi destul de complication. Da, deja s-a dus. Deja s-a dus questul ăla, bineînțeles că s-a dus. Na, eu oricum nu aveam de gând să-l fac, adică... Da. Să nu fim detectați. Mie îmi place să fiu detectat. Cum adică poți să-mi zici tu mie să nu fiu detectation? Adică ar fi prea ușor. Zic și eu, blodele. Deci asta e singura, cred că, chestie. Să nu fiu detectat. Singura chestie care nu-mi place în acest joc, care este totul minunat și frumos. Îți dai seama ce trebuia să te chinui, adică să nu fii detectat, trebuia să faci pe alb în cap la misiunea asta. Da, nu putem pe aici. Deci mergem să dăm semnalul din turn, de aia ne urcăm noi aici. Să prindem flacăra cerească. Și se pregătesc. Mârlă noi, se atace orașul. Bum, bim, bam. Mamă, ce viteză a prins aici mâncața și gura ta și mi-a dat mare, mare bombardier. Mare bombardată. Trebuie să intrăm în furna, nu prea văd. Trebuie să-l asasinăm pe Charles Lee. Se pare că a venit momentul în care îl vom asasina pe acesta. Wow. Va fi destul de greu pentru că zici că zbat. Așa mă mișc. Stânga-dreapta.
am in no condition to fight. Need to stay away from the guards. Trebuie să stăm departe de guards, pentru că dacă ne prinde în această postură va fi destul de nașpa pentru noi. Vom fi în stare să îi decapităm. Gone. S-a dus. Dar a venit Haitan. Nu cred. Guys? O bătaie între tată și fiu, pe viață și pe moarte. Come now. You cannot hope to match me, Connor. All your skills, you are still but a boy with so much left to learn. Începutul jocului nici nu mă gândeam că o să se ajungă până aici, sincer vă zic. Impossible. He is the promise of a better future. Se pare că el a promis un viitor mai bun. Nu prea cred. Nu prea cred. Se pare că asta e mână-mână cu Charles. He can do nothing for you now. A temporary setback. He will be restored. Da. Mam, să fie greu pentru noi. Pentru că suntem răniți. Trebuie să dăm un counter. No, nu deces, nu deces. Până dau contă, counter, de ce mi se întâmplă una de asta? Dă-mi bucata, a nenorocit. And yet everything I've shown you, all I've said and done should clearly demonstrate otherwise. We did. Ce s-a întâmplat? M-a dat jos, nenorocitul. Fii antene, că am luat-o de la capăt. E mai complicat decât credeam, brodării. Nice! And yet everything I've shown you, all I've said and done should clearly demonstrate otherwise. Nice. Ăla-i. Oh! Ambii străniți. Surrender and I will spare you. And I will spare you. Brave words for a man about to die. Nu prea cred. You fear nu cred. N-ai putea. Even when your kind appears to triumph, still we rise again. And do you know why? It's because the order is born of a realization. We require no creed, no indoctrination by desperate old men. All we need is that the world be as it is. This is why the temples will never be destroyed. Present un blade. Exact. Exact la ce mă gândeam. Era imposibil să se sfârșească totul așa. Destul de trist că trebuie să ne omorâm propriul tată. Saying I was wrong. I will not weep and wonder what might have been. I'm sure you understand. Still, I'm proud of you in a way. You've shown great conviction, strength, courage. All noble qualities. Cele mai bune. Din draga galaxie. I should have killed you long ago. Vreau să te omor ca mult timp în urmă. Nemernicule, cum? Goodbye, father. We've got a problem. Haytham doesn't have da, prieteni, de dragul lumii, Connor și-a omorât propriul tată. Dar a făcut... ales corect aici, sincer. O decizie pe măsură.
pe măsura principiilor acestuia. Bun, am completat și această misiune. Ne apropiem foarte, foarte aproape de final. Mai trebuie să-l omorâm pe Charles Lee și cam aia a fost. Se pare că capitolul 11 a fost terminat. Cine e asta? My father is dead. Charles Lee now leads the Templar order in his place. Okay. I see now why ours is an eternal war. For each piece taken from the board, another is placed upon it. Back and forth we go. Across the world. Across the ages. Some days mine feels an impossible task. But I cannot afford to be consumed with doubt. The people need me. Now more than ever. Ah, ăsta-i Connor. Ce s-a schimbat, bă? I must stop the Templars. Trebuie să oprim templierii. Trebuie să-l omorâm pe Charles Lee. Ca să ne salvăm oamenii. Familia noastră. Pentru că aia e familia, nu domnul Haitan, care ne-a trădat cu nerușinare. Și-a vrut să ne omoare. Incredibil. 0 din 15, ok, ghetul lui. Trebuie să-l localizăm pe acesta, dar vom face asta în episodul următor. Dacă v-a plăcut, nu uitați, dați acolo un mare, mare like, un subscribe și un share. Eu am fost Mitică, toate cele bune, respect, pa, pa.